Felicitări, doamnă, aveți încă două fiice. După suma de 8 ani după ce ați născut-o pe Emma, acum mai aveți două fiice. Cum ați vrea să le cheme? Ei bine, pe cea mic, pe prima vreau să o cheme Evelyn, cu pe scurtarea Ivy, și pe a doua Alice, cu pe scurtarea Ali. Bun, pregătiți-vă să nașteți. Peste 2 ani, Ivy și Ali erau mezinele familiei, adică cele mai mici. Emma se ascundea de ele la cerințele mele. Ele nu trebuiau să afle că Emma este element, deoarece ar fi spus în gura mare. Ali era drăguța familiei, mereu era zâmbăreață, era preferată tatălui, până când, într-o zi când a venit acasă, mi-a zis să vorbim. Dragă, de ce trebuie să le ascundem că suntem elemente? Ar trebui să știe și ele, să nu trăiască minciună. De ce vrei să le lași să trăiască minciună? Dar nu ești ok dacă zici la toată lumea. Nu trebuie toată lumea să știe că suntem elemente. Da, dar asta nu înseamnă că ar trebui să le ținem o minciună toată viața, nu-i așa? O să le spunem că va veni timpul. Când? Niciodată? Eu nu sunt de acord cu așa ceva, dragă. Crede-mă, dacă așa va continua relația noastră, atunci eu voi lua pe Ivy și voi pleca. Ivy merită să știe că este element, nu să fie mințită toată viața. Ei bine, trebuie să mă știți că Ali, când era mică, a moștenit iubirea tatălui său până când ea a devenit elementul iubirii, dar cu timpul și-a pierdut puterea și i-am dat puterea soarelui, deoarece nu putea să rămână fără un element. Într-o zi când a venit pe ușă... Stai, dragule, nu! Ivy! Dragule, nu! Mi-am dat seama că a devenit elementul întunericului, un monstru! Numai că nu se știe de ce, așa că m-am dus repede să o avertizez pe Ivy. Haide, Ivy, la cine o să vii? La mama ta care te-a mințit întotdeauna că nu ești un element? Sau la mine care vreau să spun adevărul? Dracule, taci! Poftim, mamă? M-ai mințit? Dar, dragă, i-am avertizat-o pe Ivy că dacă se va duce, va deveni și ea întunecată, dar... Nu m-a ascultat și s-a dus la tatăl său extrem de fericită. Yay, tati! Mă bucur că tu ești aici pentru mine! Draga mea, o să-ți dau show din puterile mele. Yay, tati, ce generos ești! Ei bine, Ivy nu știa pe atunci cât de mult rău face. Ea credea că e ceva de bine, dar asta urma să schimbe toată viața. Să nu asculți pe mama ta. Mama ta îți vrea doar răul. Eu îți vreau doar binele. Bine, tati, atunci eu și Emma am fost chemate în războiul cu întunericul, adică cu tatălui Ivy, Ali și Emma. Pentru că Ali și Ivy erau prea mici, nu puteam să le iau în război, dar Emma avea 10 ani, deja știa cum să folosească puterile și știam că mă va ajuta. Din păcate, după ce eu și Emma am decedat, am devenit danger, așa că m-am dus acasă și le-am luat pe Ivy și Ali și le-am dus la mătușa lor. Adică la sora mea, dar înainte le-am șters mințile, deoarece nu trebuiau să știe că sunt elemente până la vârsta de 17 ani. Le-am lăsat sperând că atunci când vor afla, nu vor fi supărate pe mine că le-am șters mintea. Și de aici urmează să aflați poveștea chiar de la ele. Eu și Ellie ne-am continuat viața normal până la 17 ani, crezând că viața noastră este total normală, dar urma să aflăm că nu este așa. Bun, Ali, haide să ne luăm o casă. Bine, surioară, haide! Haide să vedem de ce primarul.
Cioc, cioc. Bună ziua! Da? Ce doriți, fetelor? Luați loc. Bun, deci, ne dorim o casă. O casă? Câți ani aveți? Avem 17 ani, care este o casă destul de ieftină, dar bună pentru două persoane. O casă care ziceți voi ar fi 5.000 de lei. Aveți atâția bani? Pof! Tim? Câți bani? A, da, doamne, e mică că plecăm. Da, am plecat, pa! Haideți, surioasă, să mergem acasă, doamne. Cu atâția bani mai bine stăm la mătușa noastră toată viața. Da, surioară, nu avem atâția bani să stăm viață. Am ajuns acasă, Ali. Ce frumos! Eu mă pun pe tun. Am căutat toată ziua acasă. Eu mă pun să dorm, am căutat toată ziua acasă. Tu ce vei face? Tu ce vei face, surioara mea? Ce vei face? Ok, eu cred că, nu știu, cred că mă voi uita la televizor. Bine! Vizionare plăcută! Eu mă duc să mă culc. Ce-i asta? Și cristalul ăsta? What? Cred că mi-am uitat telefonul sus. Mă duc să-mi iau telefonul de sus. Da, mă duc să-mi iau telefonul de sus. Mă duc să-mi iau telefonul de sus. Din cameră! Da, mă duc să-mi iau telefonul din cameră. Fai că mă duc, am încheșit camera cu lisor mea. Ce-i asta? Wow! Nu pot să cred! Ivy va fi șocată, trebuie să mă duc. Ivy! Nu o să-ți vină să crezi ce am în cameră! Nu o să-ți vină să crezi ce am în cameră! Ba nu, ție nu o să-ți vină să crezi ce am în cameră! Haide la mine prima dată! Ai un cristal? Doar haide! Deci, uite! E incredibil! Wow, dar e urât al tău, fată! Cum adică e urât? A mea e frumos, haide! Bine, hai să vedem! Bine, haide după mine, că eu am unul galb! Ca ăsta, doar că galben! Wow! Incredibil! Surioară! Soră, crezi că mama știe ceva despre asta? Crezi că mama știe ceva despre asta? Ne ascunde ceva? Ne ascunde ceva? Nu știu, nu prea cred. Eu simt să cred că ne cam ascunde ceva, adică doar nu prea cristalele lăsa de undeva așa. Nu știu, poate. Da, nu știu. În fine, eu mă duc să dorm. Poate e un coșmar. În fine, eu mă duc să dorm. Poate e un coșmar. Ne auzim mâine. Vedem ce facem cu ele. Noapte bună, Ali. Noapte bună, Ali. Noapte bună, Ivy. Oh, Doamne. Ce zi ciudată. Ce urmează să mai aflu? Că mama noastră nu-i mama noastră. Oh, Doamne.